Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șeful Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la cină și pentru a le oferi o porție mare de întrebări cu gust, porție dublă. Invitatul nostru din această seară este secretar de stat în Ministerul Sănătății. Dr. Andrei Baciune este oaspete la cină, așadar, Adi, bun găsit un medic la masa de seară. Bună seara! Da, vă simțiți rău? Un pic așa, am nevoie de ajutor, da. Caut sărurile. Ce îi pregătești de mâncare doctorului? Uite, niște cartofi, dar nu doar cartofi. Aici am cartofi două feluri de cartofi. Sunt cartofi dulci și cartofi mofi. Știi că pe planetă sunt undeva cam 6.000 de soiuri diferite de cartofi. Noi în România cunoaștem foarte puțini. Cel mai mult se găsesc în Peru, de unde probabil că vin și ăștia în această partea anului. Și lângă ei o bucată de carne, uite, scrie aici pe etichetă pitulice de porc, dar noi știm toți că nu, ăsta e numele adevărat. Deci o bucată de porc gătită ca la carte, cum, Adi? Exact așa cum vreau eu, dar o să vezi imediat. Doamnelor, domnilor, dragi telespectatori, rețeta din seara asta este una foarte simplă. Mă gândesc că știați lucrul ăsta deja. Acum hai să o luăm așa, bucată cu bucată. O bucată de carne, mă rog, două bucăți de carne, un mușchiuleț foarte fraged, foarte fin, cu un gust foarte plăcut, dulce. Asta gătesc în această seară. N-are nevoie de foarte multe lucruri. Adică un pic de ulei, de măsline, într-o tigaie, 2-3 căței de usturoi. Îl fric pe parte, pe partea cealaltă, îi dau niște vin, un pic de apă, las să scadă de tot. Se formează așa un sos destul de fin, nimic brutal acolo. Și o să mâncăm carnea cu sosul acela, în principiu, dar nu doar cu sosul acela, ci cu niște cartofi mov pe care o să-i gătesc tot în tigaie, adică fripți, și niște cartofi dulci pe care o să-i gătesc altfel, adică o să-i transform într-un piure. Un piure în care mai intră niște unt, un pic de lapte și, evident, cartoful dulce. Sare, piper, cam astea sunt condimentele pe care le folosesc astăzi, poate niște fulgi de ardei iute și, cu siguranță, la urmă, pătrunjel. Asta e tot, hai să ne dorim spor la treabă. Dr. Andrei Baciu este cu noi la cină. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bun venit! Mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim pentru că sunteți cu noi în această seară. Vreau să facem încă de la început această înțelegere. Să uităm de cuvântul pandemie azi, se poate? Absolut! Atât de des l-ați folosit în dialogul cu colegii mei de la Digi24, încât, uite, mai bine să vorbim despre mâncare. Dacă trebuie să vă surprindeți soția cu o cină, ce-i gătiți? Aș prefera să am un răspuns mai bun decât cel pe care l-am după această seară. Deci am toată deschiderea să experimentăm. Oh, perfect, vă rog, luați loc. Mulțumesc. Știți ce scrie în dreptul dumneavoastră pe Wikipedia? Ați avut vreodată curiozitatea să verificați asta? Nu, cred. Scrie medic, politician, fotomodel. Care este titulatura care realmente vă face cinstea? Nu m-am gândit neapărat la chestia asta, ce mi-ar face cinste dintr-o oareșcare perspectivă, dar cred că ce mă definește și ce îmi place ca oamenii să vadă la mine este poate o simplă postură de a fi om și de a fi rezonabil și de a fi cuplat la 2022. Bine. Emisiunea aceasta are cumva un fir epic. Noi plecăm din vremea copilăriei și ajungem până în această frumoasă seară de sâmbătă. V-ați născut la Toplița în 1986. Cum era copilăria dumneavoastră în micul orășel de munte?
Toplița e cunoscut într-un fel oamenilor care se uită la televizor pentru faptul că se aude la meteo. Se aude la meteo și vara și iarna pentru aceleași motive, pentru temperaturile scăzute, pentru că e frig. Într-adevăr, acolo am crescut. Părinții mei locuiesc în continuare acolo. Dar fiind o zonă de munte, fiind un oraș de munte, iarna sunt foarte multe luni cu zăpadă. Deci ați făcut bulgări de zăpadă și v-ați dat cu sania mai des decât am făcut-o noi ceilalți care am trăit în zona de sud a țării, nu? Toată joaca copilărească, toată interacțiunea cu ceilalți copii e mare parte asimilată unor experiențe care e și zăpadă sau iarnă sau pârtie. Lucruri de genul ăsta care poate să facă o copilărie foarte frumoasă și foarte interesantă. Astăzi, dacă mai mergeți la Toplița, mai aveți pe cine suna să beți un pahar cu vin? Am crescut acolo și după care, mare parte, și după ce am plecat mai devreme, am plecat la un liceu care era în altă parte. Dar toate vacanțele, evident, părinții mei fiind acolo le făceam. Și acum când mă duc, mi-e dor sau mi-ar fi dor să mă întâlnesc cu cei cu care am copilărit. Din nefericire, și asta cred că este o chestie care se identifică cam toată lumea, mare parte au plecat în străinătate, fie sunt plecați în Europa undeva, fie sunt plecați în state, unii dintre ei. Așa că lucrul ăsta e imposibil. Mai schimbăm așa din când în când mesaje pe social media sau pe telefon, dar mi-ar plăcea să am așa un timp să ne reîntâlnim. Părinții sunt încă acolo? Absolut, părinții mei locuiesc acolo. Cât de des îi vizitați? Nu atât de des pe cât mi-aș dori, vă spun sincer, pentru că sigur că principalul lucru care mă limitează e timpul, dar în afară de timp și faci 6 ore cu mașina până acolo și 6 ore dus, 6 ore întors, sunt deja 2 zile. Acum, viața asta agitată și rutina dintr-un oraș mare, din București, a unei persoane care este activă, să spun, face ca timpul să fie destul de limitat și atunci cam de 2 ori pe an. Vacanța de iarnă și, mă rog, fosta vacanță. M-ați dus cu gândul în copilărie și am rămas în același... Concediul? Concediu, da, exact. Concediu de iarnă și vara, cândva, în august, când e puțin mai liniște, pot să-mi iau câteva zile. Ține scuza asta la părinți? Vă iartă? Că n-aveți timp? Acum părinții sunt întotdeauna înțelegători cu copiii și ține sau nu real, cert este că acceptă, admit cumva scuza asta, dar oricum mai e și cealaltă variantă în care încearcă să mai vină să mă viziteze, să ne viziteze. Sigur, acum cuplăm și cu câteva chestiuni medicale, pentru că într-un oraș mic de provincie accesul la servicii medicale este cum este. Și atunci cumva se pacă cele două lucruri, deci până la urmă găsim o formulă, dar mi-ar face plăcere să am mult mai mult timp să mă duc mai des. Ce vă plăcea să mâncați în copilărie din ce făcea mama acasă? Primul lucru care îmi vine în minte, este, evident, sunt cartofii prăjiți, care erau așa, hitul oricărui, și sunt, cred, și astăzi, hitul copilăriei. Acum, sigur că sunt și lucruri locale, fie de Crăciun sau clasicele sarmale, dar mâncarea preferată a copilăriei, siguranță, erau cartofii prăjiți. Aveți o soră, nu sunteți copil singur la părinți, da? Da? E mai mare, e mai mică? Am o soră mai mică, cu 2 ani jumate. Cine era capul răutăților în copilărie? Dată fiind conformația, fratele mai mare băiat, cred că suspectul sunt eu. Exista gâlceavă? Da, aveam o relație și avem în continuare o relație, dar în special în vremea copilăriei era o relație foarte animată așa de jocurile copilăriei și acum... Ce jocuri? Ce jucați? Toplița, fiind un oraș mic, aveam bunici care locuiau la țară, în vecinătatea Topliței și acolo, fiind așa un spațiu foarte mult, erau jocuri și chestii pe care le fac oamenii în aer liber, cu animale, cu foarte mult spațiu liber din zona asta erau. Ne întrerupem un pic pentru că avem un motiv tare serios. Bun a fost. Excepțional. Zic eu. Excepțional. Deci merge dialogul mai liniștit, curge altfel. Erau lipsuri în copilăria noastră? Erau și lipsuri. Evident că era o perioadă în care tehnologia era foarte puțin dezvoltată în comparație cu ce trăim acum și toată experiența de viață a copilăriei era dată de interacțiune așa, clasică, cu ceilalți copii. Acum depinde la ce te raportezi. Dacă te raportezi la vremurile în care trăim noi acum, în care tehnologia domină existența noastră, orice om, inclusiv de la vârste foarte fragede, copiii încep să aibă cât un ecran, fie că e un telefon, fie că e o tabletă.
Și asta poate să facă diferența. Dar altfel, cumva în comunitatea respectivă, fiind un oraș micuț cu posibilități limitate, cam toată comunitatea avea cam mai mult sau mai puțin aceleași, nu știu, aceleași obiceiuri, aceleași chestiuni de acces material, să zic. Adică bicicleta avea cam toată lumea la fel, nu era nimeni mai extravagant sau mai într-un anume fel. Vorbeați maghiară? Ca să vă răspund în ton, igen. Cât de cât prietenii mei, vecinii, de fapt, erau Elliot, Erico, Jult, erau și prieteni și sunt și prietenii mei și eu, prietenul lor. Comunitatea e foarte închegată și oamenii sunt foarte apropiați și cred că e o mare diferență între ceea ce se prezintă așa în opinia general, unde pot exista sau sunt prezentate, existând diverse conflicte. Lucrurile astea în comunitatea locală nu există, oamenii se înțeleg foarte bine și există relații absolut naturale și absolut firești. Vă folosește astăzi limba maghiară? Inclusiv acum în viața mea de zi cu zi, făcând am o activitate politică care vine într-o coaliție în care și reprezentantul etniei este în toate instituțiile, inclusiv unde lucrez eu. Și atunci am și colegi de la UDMR, am avut și un șef cu care m-am înțeles foarte, foarte bine și cu colegii de la UDMR mă înțeleg foarte, foarte bine. Deci, da, sunt multe, sunt și lucruri de genul ăsta care ne leagă. Este un avantaj. Nu pot spune secrete de față cu dumneavoastră că înțelegeți. Adevărat. Acum nu mai... Ce-i drept că ne exersând sub nicio formă, am plecat destul de devreme din Toplița și ușor, ușor, așa, în timp, mi-am tocit așa și cunoștințele pe care le aveam. Nu pot să spun că vorbeam fluent, sau, dar interacționam și trăind toată ziua cu copii, înveți inevitabil și înțelegeam ce-i drept. Acum mai prind așa câteva cuvinte, pot să-mi fac așa o idee despre ce discută, dar nu pot să spun că vorbesc nici într-un caz fluent. La liceu ați mers la un liceu militar. Cu ce diferă liceul militar față de un liceu oarecare? Era militarie? E unitate militară, în primul rând. E unitate militară în toată regula, pornind de la definiție până la ultimul moment și ultimul detaliu. E o diferență mare, e o diferență majoră. Eu, credeți-mă, cred că este o diferență favorabilă celor care merg și aleg această cale. De ce? Din multe, multe motive. Primele medii la examene naționale, la examenul de bacalaureat, vin de acolo. Nu știu, nici nu cred că se pune problema de elevi care pică examenul de bacalaureat. Adică, oricum, mediile sunt oricum fruntașe la nivel național. Deci, toată partea de educație este probabil la unul dintre cele mai ridicate nivele la nivel național. După care, mai e și tot ceea ce pe lângă vine pe lângă educație, pentru că se formează o camaraderie așa între elevii care ajung să primească ocazia și oportunitatea de a intra, se formează așa o camaraderie între ei care rămâne toată viața. Asta la capitolul avantaje, dar dacă vorbim și despre dezavantaje, băieții de liceu vor să chiulească și să iasă cu fetele. Eu am fost într-un fel privilegiat, pot să vă spun, pentru că am făcut parte din prima generație cu fete. Deci a doua liceu parte... mixt? A fost da, mixt? Pentru că eu am fost prima generație în care au intrat și fete, aproximativ jumătate eram băieți-fete. Totul era foarte la secundă, la minut era programat, în sensul în care te trezești, e un program care atunci cel puțin era pe toți pereții, pe câteva pagini, dar este un program care, de fapt, programul în sine și faptul că toate înveți încă de la vârsta respectivă care sunt avantajele unei vieți organizate. Disciplina, exact. Și avantajele pe care le aduc, existența unor reguli funcționare, nu unor reguli așa de dragul de a avea niște reguli, ci avantajele unor reguli funcționare care realmente produc eficiență și te ajută să sistematizezi în felul ăsta viața, dar ulterior poți să folosești modelul ăsta la toată experiența ta. De a-ți avea putere de decizie, ați reintroduce obligativitatea stagiului militar în România? E o întrebare foarte complexă, pentru că presupune, pe de o parte, un context important și, pe de altă parte, nevoile unui sistem, nevoile armatei României,
Din ce știu în momentul de față, conceptul de armată presupune se merge către o altă direcție, atât în ceea ce privește situația noastră, cât și situația organizațiilor militare internaționale la care aparținem. Însă, dacă vă referiți la a adopta cumva avantajele cu care vine un astfel de sistem, ale a fi adoptate de către populația generală, să spunem, aici e cu totul și cu totul altă discuție, pentru că nu trebuie să se pună problema de așa ceva, ci poate fi mult mai degrabă îmbrățișate valorile armate prin astfel de sisteme, pentru că sunt pe de-o parte liceele militare, iar pe de altă parte sunt și facultățile cu specific militar care vin la fel cu, sigur, aici e mult mai specific în funcție de arma care mergi, fie că vorbim de partea tehnică, fie că vorbim de aviație sau marină sau, mă rog. Dar ce vreau să spun este că pentru toți cei care apreciază și doresc ca în viața lor să vină valorile unei vieți organizate trecând printr-o instituție militară, o pot face în acest fel și cu toată căldura, cu toată ființa mea, aș recomanda oricui se gândește la așa ceva să facă tot ceea ce ține de el, de ea, de ei, să îl sprijine, să o sprijine pe cea care își dorește să facă lucrul ăsta, să o facă. Nu este ușor să intri, dar merită toate eforturile. Cu toate acestea, dumneavoastră n-ați mers mai departe. Nu v-ați dus către o zonă militară, v-ați dus către medicină. A fost cineva în familia noastră care v-a influențat în zona asta, bunici, părinți? Pentru partea de medicină, aici nu am pe nimeni care să vină din acest domeniu sau care să fie cumva. Și atunci? Cred că a fost mai degrabă fericit pentru o alegere fericită, să zic așa, sau motive fericite pentru dezvoltarea mea ulterioară, pentru că a venit sincer din lucruri care mi-au plăcut. Biologia, chimia. Cred că am avut parte de profesori care au fost capabili să-mi insuflețească așa o curiozitate vis-a-vis de anumite domenii, cum s-a întâmplat în cazul meu pentru aceste două lucruri. La liceu militar, clasele sunt de fapt plutoane. În partea militară așa sunt ele denumite și atunci fiecare clasă, fiecare pluton avea ca la nivel de comandant de pluton avea cât un elev de un an mai mare și elevul de an mai mare care era comandantul plutonului, adică a clasei din care făceam eu parte, se pregătea pentru medicină. Și setup-ul de la liceul militar este că după ore elevii își fac temele și se pregătesc în aceeași sală de clasă unde sunt la clasă, pentru că nu ai acasă, nu ai unde să te duci, sunt dormitoare și sală de clasă, asta e tot. Și atunci, practic, cu persoana respectivă care se pregătea pentru medicină, stătea la catedră și era așa o experiență, învăța non-stop la biologie, la chimie, pentru lucrurile din care se dea admitere. Și cred că și ăsta a fost așa un element declanșator, să zic, în toată chestia asta și ulterior care s-a și finalizat către acest domeniu. De ce chirurgie cardiovasculară? La fel, și aici cred că a fost una dintre alegerile pe care mi-am dorit să o fac de la bun început. Făceam un stagiu la un spital din București și mi-aduc aminte de un pacient care se plimba pur și simplu pe hol și venea cumva către noi și făcuse infart în timp ce venea către noi. Și adică, e o experiență extrem de serioasă și a fost prima experiență cu care să aibă așa un impact semnificativ. Acum, finalul respectivei situații a fost unul fericit, pentru că ne-am mobilizat, pacientul a fost resuscitat, pacientul respectiv a depășit momentul. Dar experiența în sine, să vezi cât de fragilă e viața și cum să te poți transforma, a fost așa un eveniment care pentru mine a însemnat foarte mult. Medicina, până la urmă, de multe ori, este și despre a-ți alege sau o parte a corpului, sau un sistem, sau un organ. Iar în cazul cardiologiei, chirurgiei cardiace, partea chirurgicală, e vorba despre inimă, despre cord. Inima pe care uneori chirurgii o țin în mâinile lor la propriu, nu? Absolut, absolut, da. Mare parte din chirurgia cardiacă, de fapt, toată chirurgia cardiacă este o chirurgie care se practică în special pe un cord oprit. Există și o parte care se desfășoară pe cord bătând, dar sunt limitate tipurile de intervenții. Și se poate descrie în cuvinte acel sentiment în care atingeți inima unui om la propriu? E un lucru pe care până să îl trăiești nu cred că poate să fie descris, nu cred că e greu să cred că poate fi imaginat, iar după ce trăiești o astfel de experiență
rămâne unică. Nu cred că este ceva comparabil și dacă ai curiozitatea și dacă faci cu pasiune realmente și cu dăruire, este ceva ce vine și vine ca un bonus, așa să spun, care nu poate fi înlocuit cu nicio altă experiență de viață. Nu cred că poate fi înlocuit, cel puțin. În facultate, sigur că am trăit cele mai primele momente și primele experiențe vis-a-vis de chirurgia cardiacă, vis-a-vis de ce înseamnă acest univers. Un lucru care a fost completat ulterior cu oportunitatea pe care am trăit-o în străinătate, având ocazia să lucrez cu oameni care realmente au revoluționat acest domeniu. Dumneavoastră v-ați întors, alți medici plecau către Occident să profeseze acolo. Mai pleacă astăzi sau leafa crescută în ultimii ani i-a ținut pe medici aici în țară? Și pe asistenți, plecau, personal medical. Plecau foarte mulți, pleacă în continuare prea mulți. Prea mulți medici, dar prea mulți români pleacă. Și pleacă cei care sunt activi și cei care țin societatea funcțională. Oamenii pleacă pentru că sunt chestiuni care țin de societate pe de-o parte și sunt chestiuni profesionale care țin de o vizibilitate în carieră, oportunități profesionale, pentru că medicina este, cum spuneam, este o știință, dar este și o artă și este și o zonă în care partea de inovație, de cercetare, are un rol definitoriu. În opinia noastră, care ar fi un salariu decent pentru un medic în România? Un salariu decent cred că ar fi un salariu care să fie media europeană. Nu salariul efectiv este cel care îl motivează pe un medic sau pe cineva care lucrează în domeniul medical. Aici sunt și alte lucruri care țin, în primul rând, de dezvoltarea în carieră, de acces la inovație. Nu o să dați o sumă, nu? Nu este o sumă pentru că nu are nimeni în cap, să știți. Eu, nici eu nu am o sumă, nici nu cred că există un medic care să zică, domnule, ok, am 2000 de euro, spre exemplu, uite, dacă aș avea 2500, gata, aș sta în România. Nu, astea sunt neapărat lucrurile. Contează și asta. Dar accesul asta la posibilitatea să practici, să-ți faci meseria la standarde europene, asta înseamnă să ai echipamente, să ai dotări, să ai medicamente, să ai acces la cercetare, este esențial. Accesul la cercetare este esențial. Nu mai insist cu salariul unui medic, pentru că suntem la un pahar de vin și la un moment de sinceritate. V-aș întreba dacă ați dat vreodată plicul la medic. N-am fost pus nici în situația asta, nici în situația de a fi luat plicul. Vă spun o situație. Când m-am întors din Franța, m-am întors cu uniforme care nu aveau buzunare, efectiv. Era o percepție foarte ciudată. Nu se înțelegea exact. V-ați gândit să inițiați treaba asta? Să fie cu sute buzunarele sau să nu mai fie halate cu buzunare? Da. Nici pentru asistente, nici pentru infirmieri, nici pentru medici? Ca să devină o astfel de schimbare, o astfel de îmbunătățire, să devină una sustenabilă, trebuie să fie o chestie care ține de mentalitate. Poți să faci chestii de genul ăsta, dar nu vor rezolva problema până la urmă. Aici este o chestiune de mentalitate care, de fapt, asta era o soluție pentru nevoi care nu mai țin neapărat de ani în care trăim. Deci nu mai poți să zici, domnule, personalul medical nu câștigă suficient de mult. Mai sunt într-adevăr și reminiscențe ale unor reflexe pentru care anii au trecut, dar cred că ține foarte mult de cultura pe care vrem să o dăm noi domeniului sănătății. Și aici e o chestie mai amplă. E o chestie de etică a muncii până la urmă și indiferent ce ai face. E o chestie de a-ți face munca și de a face orice ce faci cu seriozitate. E personalizat biroul dumneavoastră? Ce obiecte personale ați dus de acasă în biroul de la minister? Într-o măsură parțială este personalizat pentru că am vrut să fie un loc în care oamenii să se simtă cât de cât confortabil, pentru că petrec foarte mult timp acolo, sunt foarte multe ședințe pe care le fac și vin și diversi invitați pentru toate ședințele pe care le am. Deci ce aveți pe masă în birou? Pe masă e prea plină de documente și prea plină de foarte multe hârtii. Nu, pe care nu, obiecte personale. Obiecte personale, ce am adus de acasă, am adus câteva tablouri. Apreciez foarte mult și partea creativă a medicinii. Sunt, de fapt, capturi microscopice a diverselor celule care seamănă foarte mult, fie cu animale, fie cu păsări și, în general, oamenii cred că sunt diverse animații despre diverse lucruri care există în viața reală de zi cu zi. Nu sunt capturi de la microscopul electronic a diverselor celule care seamănă, spre exemplu, am un tablou care, în care sunt ilustrate diverse celule ovocide care seamănă foarte mult cu niște păsări. Dar sunt din această idee. O fotografie dumneavoastră cu soția?
Există? Așa am văzut eu în filme, să știți. Da, se poartă. Am o masă destul de mare care nu reușesc să o epuizez de documentele care vrin și nu pleacă la fel de repede. Vreau să vorbim despre o temă foarte importantă care la vremea respectivă a fost tratată într-un limbaj colocvial de către presa din România. În 2015, la 28 de ani, dacă nu greșesc, ați fost propunerea surprinzătoare a premierului Dacian Cioloș pentru portofoliul de la Ministerul Sănătății. Apoi a urmat o explozie mediatică generată de fotografii făcute de dumneavoastră în vremea studenției cu dumneavoastră fotomodel. Vă întreb acum, cât la sută credeți că au contat în respingerea noastră, pentru că ați fost ministru doar 4 ore, 6 ore, nu mi-amintesc exact cât, în retragerea noastră acele fotografii? Și dacă le regretați cumva? Cred că au avut un impact decisiv, nu aș ști să vă zic cât de mult sau nu, dar cu siguranță au avut un impact decisiv asupra deciziei. Eu ce pot să vă spun este că este o experiență din care am învățat foarte, foarte mult. Ce ați învățat? Înveți multe despre felul în care și care sunt regulile jocului într-un astfel de domeniu, în politică și în administrația centrală, să zicem. Și toată interacțiunea dintre toți actorii și forțele determinante în acest ecosistem, cred că a fost o experiență în care le-am înțeles așa raportul de forțe și cu atât mai mult cu cât a fost o experiență care s-a întins pe câteva zile, dacă nu chiar săptămâni. Și lucrurile era un subiect de deschidere pentru absolut. Majoritatea ziarelor din România, chiar pentru majoritatea televiziunilor. Absolut. Acum, sigur că asta este, cum spuneți și dumneavoastră, un subiect de deschidere și era ceva ce era prezentat. Cum așa se întâmplă. Sigur că înveți și lucruri cu care rămâi și care te ajută ulterior în viață. Ai și diverse sentimente, cum să zic, din spectru negativ, că nu e o experiență de viață plăcută. Cu atât mai mult cu cât este o experiență de viață care este incorrectă, ca să fie definitorie, pentru o persoană care a făcut chestia asta ca un job printre alte joburi pe care le-a mai făcut, ca și oricare alt student. Și Călin Popescu-Tăriceanu a fost fotomodel și ați văzut, a ajuns în vârful guvernului. Da. Pentru mine a fost unul din joburile pe care le-am avut în facultate. Și ca toți ceilalți colegi ai mei, fiecare avea diverse joburi. Pentru mine asta a fost o soluție. Atunci a fost totul ceva perfect, absolut în regulă pentru mediu și viața pe care am avut-o. Acum că asta a devenit în momentul acela să fie prezentată ca fiind definitorie pentru mine, sigur că a fost așa, ceva foarte nedrept și incorrect, dar până la urmă asta e viața. Dacă nu erați fotomodel, nu vă cunoștea soția, nu? De fapt. Pe Ioana am întâlnit-o, nu neapărat în legătură cu experiența asta, am întâlnit-o așa, într-o chestiune legată de... Eram un grup de prieteni care, într-un weekend, cred că ne-am întâlnit și așa am cunoscut-o. Așa am întâlnit-o, de fapt, prima dată și ulterior ne-am mai intersectat și ne-am cunoscut, însă, cumva, ce cred că este așa... poate special, dacă despre asta este faptul că nu neapărat momentul când ne-am cunoscut sau cum ne-am cunoscut, ci faptul că imediat după ce ne-am cunoscut, relativ repede am ales și ea a ales să plece cu mine în Franța, pentru că eu plecam, cred că au trecut doar câteva luni de zile după ce ne-am cunoscut, până când am plecat amândoi în Franța, lucru în care și zonă în care nu știam nici eu, nici ea pe nimeni. Sigur că aveam, nu știu, cunoștințe, mai cu sora mea ajunsese să vină și ea la câteva luni de zile după, dar... Sora este în continuare în Franța? Da, ea este arhitect în Franța, am plecat cam în același timp și ea a ales să rămână acolo, lucrează acolo ca arhitect. Deci, când am plecat cu Ioana, când am plecat cu soția mea, cred că ăsta este lucru care ne-a creat așa o fundație foarte solidă, faptul că am plecat amândoi într-o lume nouă, într-o țară nouă, la o vârstă fragedă, relativ fragedă, să zic, în care nu cunoști pe absolut nimeni. Și de acolo, în general, cred că sunt două traiectorii posibile. Fie o astfel de experiență îi unește pe protagoniști, fie mai devreme sau mai târziu îi desparte. Noi, fericiți că am fost în cazul primei opțiuni și cred că asta a fundamentat așa foarte bine și a creat o legătură foarte puternică. Ne spuneți la cină și cum ați cerut-o de soție? Aș putea să vă zic, da. Vă rog.
E un moment pe care îl plănuiam, știam că îi place un anumit inel pe care îl văzusem la un moment dat, într-un weekend când fusesem la Paris, și am fost să iau respectivul inel pe care și-l dorea. Și ulterior aveam și avem și acum câini și una dintre experiențele așa pe care le făceam, una dintre lucrurile pe care le făceam în timpul liber era să plimbăm câinii și să ne plimbăm cu câinii, Rouen fiind un oraș excepțional de frumos, cu o arhitectură ieșită din comun, realmente e un oraș de film. Și au o zonă foarte cinematografică, așa, și podurile Senei sunt de frumusețe ieșite din comun și, mă rog, a fost pe un pod care traversează Sena. Orașul este, la fel ca și Parisul, este separat în două de Sena. Microbul pentru politică a venit odată cu întâlnirea cu socrul dumneavoastră? Are legătură? Nu prea are legătură, pentru că, din câte știu, experiența politică a dânsului s-a finalizat înainte să ne cunoaștem și, oricum, după ce ne-am cunoscut, ani de zile noi am fost departe în altă țară. Deci nu a existat o legătură de cauzalitate sau o continuitate, să spun și așa, atunci, de activitate. Ce a contat? Cred că a fost cumva... Nu știu dacă face parte din motivele corecte pentru care să intri în politică sau nu, dar oricum și acum eu am o profesie și mă țin de apartenența și îmi place să țin aproape de medicină, chit că nu mai am o activitate clinică. Nu vă dor? Îmi este foarte dor, să știți. Îmi este foarte dor, de experiența pe ansamblu. Încerc să stau cât de mult se poate aproape de tot ceea ce îmi place la medicină. Citesc cât de mult am timp, chestii care sunt legate în principal de ceea ce îmi permite timpul și să pun eventual în practic. Chestii legate de inovație, de digitalizare, care vor revoluționa domeniul, să știți. Realmente, medicina se va schimba în următorii 10 ani cum nu s-a schimbat, poate, sau cum poate nu se va schimba societatea. Atât de mult se va schimba medicina grație tehnologiei. Sunteți foarte tânăr. Ați simțit vreodată un val de neîncredere din pricina vârstei? No, absolut. Am fost în marile așa, experiențele definitorii pentru mine, să spun, de cele mai multe ori cred că am fost cel mai tânăr din grupul profesional din care am făcut parte. La asta mă refer, da? Niciodată n-a fost chestia asta cea care a fost definitorie pentru percepția mea, ci mai degrabă întotdeauna a reprezentat pentru mine oportunitatea de a învăța de la oameni care au mai multă experiență. Eu, spre exemplu, și la minister și în celelalte activități, dar cu atât mai mult la minister, că vorbeați de aceste echipe, cred că am făcut echipă foarte bună și cu toți superiorii ierarhici pe care am avut. În sensul atât că ați schimbat mai mulți miniștri de când sunteți acolo. Asta, dar niciunul. Da, au fost din nefericire. Vedeți, asta este o altă chestie care este cumva greu de surmontat și pentru care lucrurile nu se merg. În 2021 au fost 5 miniștri ai sănătății în plină pandemie. Acum, sigur că nu există o persoană... Ați zis cuvântul pandemie. Da, am spus cuvântul pandemie. Sigur că nu există o persoană individuală vinovată pentru acest lucru, însă la nivel de mentalitate. Cred că e o chestiune în care trebuie să depășim această zodie și să mergem într-o altă abordare în care suntem și putem să ne uităm la consecvență, la stabilitate, ceea ce va produce rezultat. Pentru că ați rostit acest cuvânt interzis încă de la început printr-o înțelegere amiabilă. Nu, am să-l rostesc și eu și am să vă cer să-mi spuneți care este momentul pandemiei pe care dumneavoastră ați putea să-l povestiți peste ani copiilor și nepoților. A fost un moment extrem de dificil, chiar la început, când contextul era de fapt definit de o necunoaștere și o nesiguranță medicală, peste care s-a suprapus o tensiune ridicată din punct de vedere social. Era cumva momentul în care oamenii mergeau în supermarketuri să își facă provizii acasă, de toate felurile. Nu numai în România se întâmpla chestia asta, se întâmpla peste tot și suplimentar ne uitam la știri și venea ce se întâmplă în Lombardia, dacă vă aduceți aminte. Mi-aduc aminte o ședință, că ăsta a fost momentul punctual, a fost o ședință într-o dimineață când a fost cu mai mulți miniștri, cu mai mulți decidenți și lucrurile realmente greu de definit de suprapunerea acestor crize, nu neapărat de managementul crizei sanitare, pentru că se suprapuneau crize și a ajunsese așa ca un fel de summit, foarte multe momente dificil de gestionat realmente, care suprapunându-se nu făceau altceva decât să se potențeze automat și lucrurile nu erau simple de gestionat. Moartea unui om
E ceva ce v-a rămas în minte? Absolut, am foarte multe secvențe de, cu foarte mulți pacienți, foarte mulți pacienți pe care i-am cunoscut înainte de decesul trist. Oameni care, de exemplu, în chirurgia cardiacă există o urgență, o mare urgență chirurgicală, se numește disecție acută de aortă. E o chestiune anatomică care este explicitată de denumire. Efectiv, straturile celei mai mari artere se disecă și atunci este o chestiune care apare printr-o durere violentă la nivelul abdomenului, se poate prezenta, sigur, are o paletă clinică variată, însă are o mortalitate foarte mare care duce către, și către 80% din pacienți. Și atunci, evident că am multe exemple de acest tip de pacienți pe care i-am cunoscut, spre exemplu în Franța, unde rolul unui tânăr medic rezident era de a face toți pașii inițial premergători operației. Și atunci cunoșteai și interacționai cu pacienți despre care eu suspectam mult mai devreme decât ajungeam să-i spun, să avem un diagnostic și să-l comunicăm pacientului, suspectai această boală și discutai cu oameni despre care știai că au 80% șansă să moară în următoarele ore, în următoarele zile. Cum îi spui unui om că va muri? E întotdeauna o experiență extrem, extrem de dificilă. Și nu știu dacă, adică niciodată n-a fost asta exprimarea, ci încerc să... E o formulare, să știți, în medicină, e o formulare, tratezi pacientul, nu boala. Și cred că asta este și ar trebui să fie definitorie. Să te uiți la om cu care discuți, asta ar trebui să-ți ghideze și să-ți determine abordarea și selecția de cuvinte, de atitudini, de stări, de momente. E o situație extrem, extrem de complicată. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente, rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne-am întors la cină în această seară cu un invitat special, dr. Andrei Baciu. Pe final de emisiune nu mai sunt foarte multe întrebări, sunt 10 la număr. Ele vin ca un chestionar rapid din partea mea, dar vă rog să vă simțiți liber să răspundeți atât cât credeți de cuviință. Ce vă emoționează profund? Cred că fericirea sinceră de pe chipul cuiva, pentru care fericirea nu este cel mai frecvent sentiment. Autentic și natural, oricine își dă seama de o persoană care e fericită, fără să scoată un cuvânt. Ce vă lipsește astăzi în viață? Cel mai mult cred că îmi lipsește posibilitatea de a-mi lua mai mult timp pentru pe care să-l petrec cu familia. Cred că ăsta este lucrul căruia îi duc dorul cel mai mult. Care este cuvântul care vă definește foarte bine ca persoană? Cred că optimism ar fi cel mai potrivit cuvânt. Încerc să-mi gândesc viața și să-mi trăiesc viața profesională, personală, având așa o stare cât mai optimistă și încercând întotdeauna să văd partea plină a paharului, să domine lucrurile favorabile. Haideți să vedem și partea goală a paharului. Ce nu vă place la români? Cred că este partea asta de confort așa nejustificat, în care, deși putem să fim mai buni, deși poate să fie mai bine, deși putem să facem mai mult, alegem să criticăm, alegem așa o abordare în care, în loc să construim efectiv și să găsim puncte care ne unesc și lucruri care ne unesc, ne place ce-i drept și fiecare dintre noi savurăm astfel de momente de a... Dar nu asta trebuie să devină definitorii pentru noi. La fel de important este să putem să construim. Și dacă ne uităm la alte țări, inclusiv țări mediteraneene, care au o cultură similară, vedem că au și partea asta foarte mult, dar au și partea de construcție, partea de lucruri concrete, reale, care să producă progres. Cred că asta este lucru care ne ține pe noi în loc și, până la urmă, creează frustrare, creează neplăceri. E, de fapt, ceea ce ne duce în situația de astăzi, în care, atunci când ne uităm critic la ce ne place în România, astea sunt cauzele. Nu ne-am dorit. Iar dacă suntem uniți, putem să fim acolo unde nu suntem obișnuiți să fim. Să fim performanți, să fim ceea ce numim, știți, o țară ca afară. Asta putem să fim. Aveți datorii?
Datorii financiare nu am, nu am credite, am avut un leasing la o mașină, dar care s-a epuizat de curând. Însă sunt poate mai degrabă recunoscător unor oameni, nu neapărat dator, dar oameni care au contribuit într-un fel sau altul, m-au ajutat într-un fel sau altul de-a lungul timpului și cărora le sunt recunoscător, nu le sunt dator, că nu cred că au făcut-o ca să le datorez ceva sau ca să-mi ceară vreun favor sau să le întorc favorul cândva, dar le sunt recunoscător și aici am mai mulți oameni cărora le sunt recunoscător pentru gândurile bune, pentru ajutorul, pentru sprijinul oferit. Ultima carte citită este? Două importante care mi-au plăcut foarte mult. O pacientă tăcută este o carte care, mă rog, cred că a ajutat la mai multă lume, iar așa cumva un pic mai tehnică, mai pentru cei care sunt preocupați de viața profesională și de un ritm mai agitat, ceva ce mi-a plăcut foarte mult este Atomic Habits de James Clear, care ajută foarte mult în structurarea unei vieți foarte, foarte plină de evenimente, să zic. Ce ați face cu banii dacă ați câștiga un premiu mare la loterie? O întrebare foarte bună. Nu am o viață extravagantă, nu am nicio viață în care să am așa o lipsă materială sau fizică sau să am un obiectiv precis. Uite, vreau să-mi iau, nu știu, o mașină sau nu am chestia asta. Dar ce cred în foarte mult și lucru în care am fost implicat în diverse organizații și este un model care se practică, pentru că sunt foarte multe cauze sociale, lucruri și tragedii care se întâmplă în societate și pentru care ar fi foarte mulți oameni dispuși să sprijine și să ajute. Să nu există un model care să fie un model organizațional care să dea încredere, un model care să vină cu o transparență și cu o performanță. Lucrul ăsta nu poate fi făcut sau inițiat fără resurse financiare. N-ați oprit nimic pentru dumneavoastră să mergeți într-o vacanță exotică, să vă cumpărați nu știu ce bolid de lux? Sigur că m-aș fi într-o vacanță, dar nu trebuie să fie neapărat exotică, o vacanță, îmi place să călătoresc și am călătorit. Mi-ar plăcea să văd, spre exemplu, un loc nou, nu neapărat exotic sau extravagant. Sunt multe lucruri și locuri care sunt, de fapt, culturi care mi-ar plăcea să le explorez și în care n-am fost. Câte săptămâni de vacanță ați avut în ultimii 2 ani? N-aș putea să vă zic. Am foarte mult concediu din anul trecut neluat. Și mai vorbesc de concediu de anul ăsta, pentru că efectiv, sigur că în extremis puteam să forțez nota, dar era despre ce faci cu timpul tău într-o situație realmente excepțională în care rolul meu era unul și trebuie să fie unul cu implicare totală, așa că a fost la minim, eventual mai selectam așa câteva weekenduri în care am putut să mai mă bucur de puțin timp liber, însă aștept să vină și momentul în care să pot să zic că mi-au o vacanță undeva așa, că decât câteva zile măcar, ca să, cum s-ar zice, să o simt cu adevărat. Cine vă așteaptă acasă? Mă așteaptă întotdeauna soția și cei doi câini pe care avem, unul din Franța și unul din România, adoptați. Când ați spus ultima oară iartă-mă? În momente în care cineva greșește, cred autentic în chestia asta, indiferent că se întâmplă la nivel personal sau că se întâmplă la nivel instituțional, e poate un lucru nu neapărat frecvent în societatea noastră, însă tocmai pentru că fac asta ori de câte ori este necesar și mi se întâmplă și mie să greșesc față de oameni, față de persoane, cu atât mai mult față de persoane care îmi sunt dragi. Îmi cer întotdeauna iertare și numai asta, dar încerc să remediez și să mă revanșez față de persoanele respective. Cred că e de notoritate că am făcut tot lucrul ăsta și din punct de vedere instituțional pentru momente în care diverse instituții poate n-au avut cea mai... La nivel personal mă refeream. Tocmai pentru că consider și apreciez foarte mult la nivel personal, am făcut-o și la nivel instituțional, lucru care nu se întâmplă foarte des, dar cred foarte mult în puterea unui iartă-mă, unui iartă-mă sincer și unui iartă-mă care are rolul de a repara, dacă este acolo o mică, așa, un început de rană deschisă, cred că e important să putem să avem relații interumane cât mai sănătoase. Regretul vieții dumneavoastră este? Nu știu dacă am un lucru punctual, acum cumva sunt așa o persoană care îmi place să am așa o chestie de atinde sau a face lucrurile cât mai bine și atunci reflexul este de te uita critic și te-ai putea aștepta să zici, uite domnule, situația aia și tu să o fac așa sau nu, regret că n-am făcut asta sau regret că n-am făcut asta la timpul respectiv. În general mă uit
deși sunt lucruri despre care poate să-mi pară rău că nu le-am făcut sau, nu știu, situații pe care le-am abordat într-un fel în care nu mă simt eu confortabil, întotdeauna încerc să învăț ceva de la acele experiențe și să rămân cu ceva, pentru că nu mă ajută cu nimic să spun zilnic regret, 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 regret. Mă ajută, în schimb, să pot să nu mai ajung să regret pe măsură ce se acumulează așa un sentiment de regret sau de, nu știu că vinovăție, dar așa, de cumva dorință de a face ceva ce nu s-a făcut, încerc să prioritizez în viața mea lucrul ăsta cât de mult se poate. Ultima întrebare și scurt, vă rog, unde vă vedeți peste 10 ani? Sper să mă văd într-o societate mai optimistă, în care oamenii să fie mai fericiți. Nu ca mediu, dumneavoastră personal. N-am avut niciodată, nu am un plan punctual de carieră pentru fiecare săptămână, asta e etapa. Pe mine ce mă interesează este ca lucrurile pe care le fac să fie lucruri făcute bine și care să reziste în timp. Politică sau medicină? Cu siguranță medicină. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Vă mai așteptăm, dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi. Mulțumesc și eu foarte mult și Paște fericit tuturor. Paște fericit. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați primit în case și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24, la cină. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne revedem săptămâna viitoare!